ea este Anușca. Ați văzut-o în multe show-uri de TV. Cu dansatorii ei, cu tot venit și voi. Ai luat un loc așa, aranjați-vă care cum puteți să vadă și artista. Ați văzut-o în bandul de la X Factor. De fapt, ea e parte în The Colors, o gașcă de super prieteni care ne onorează cu prietenia lor. Aplauze pentru The Colors și pentru anii mulți de iau în show-urile TV. Dar pe Lulu nu-l pui să danseze așa. Trebuie să lucrăm un pic în toamnă la X Factor. Acum la sală. Vreau să-l văd pe Lulu mișcându-se ca dansatorii. Felicitări, băieți, arată foarte bine. Mulțumim. Îmi place când vii cu o piesă, să ai și coreografie făcută, să fii, da, să ai un moment complet pe scenă. Excelent. Mulțumim tare mult. Și noi mulțumim, mulțumesc din suflet pentru invitație. Este prima emisiune la care particip în variantă solo cu piesa mea. Da. Și am emoții. Mă mir că nu m-am încurcat foarte mult. Nu te-ai încurcat, totul e bine. Un videoclip de imagine, boxeriță, mă rog, supărată, perucată, drăguț, e de, da, e de vară, e de bine. Da, este o piesă compusă de Paul Aiden, Vlad Lucan și Ivan Caragea și conține un sample dintr-o piesă compusă de Frederick Hendrix undeva la prin anii 30. Aha, n-am știut. Da. N-am simțit-o. Asta ca să, că au fost tot felul de dubii cu o anumită temă din piesă și am vrut să clarificăm. De tema asta vorbim. Da. Da, e deja un standard, cred că putem să îl folosim și mai ales dacă declarăm chestia asta. Primul lucru, atunci când o piesă bună apare pe piață, vreo 2-3 curec de tablă zic, stați numai puțin aici, este o influență din aceste 4 note, da, extorsiunea unui degajament. Și uite așa lucrurile ne țin doar în zona asta. Că e vorba de Eurovision, că e vorba de artiști care sunt deja pe scenă, mă rog, treaba dumnealor. În rest, bine sănătoasă. Da. Ești activă pe Facebook. Sunt activă pe Facebook. Instagram. Am și Instagram, anushka.voices. Ai și Twitter, ai și dragi de amiază. Deci dacă ar fi să întreții toate paginile astea, să n-ai un om care să facă asta, frățioare, e complicat, uiți parole, nu mai știu unde, ce scriu, ce pun, când pun, la ce oră, mediu virtual, care, ce e mediu virtual, că nu mai ai o viață, pleacă bila aia de foc, hapa, a ajuns seara și tu tot acolo ești, stai numai un pic, să prelucrezi o fotografie, să vadă lumea, acest croissant cu, este mâncat în Paris, Tina, cu 2 ani, dar dați-mi, vă rog, un like and share, nu uita, să fim alături de nu știu care, odios, nu mai pot, deci nu mai pot cu sistemele astea, vreau, fii atent, ajung la 500.000 de prieteni pe Facebook în 70 de ani și băi mi-l închid. Serios, că nu mai pot cu ei. E bine, ai standard de înalt. Am standard de înalt. Pe Facebook Anușca poate fi găsită pe această pagină. Colegii mei o arată acolo, prindeți mai multe informații și despre ea și despre peruca pe care a purtat-o în videoclip și care ilustrează și fotografia de profil și despre, nu-i așa, locurile unde o puteți găsi, să o chemați la voi la petrecere, să-i chemați pe ei să vă danseze în sufragerie, nu să intre încălțați, ca pe vremuri o să intre doar în cioraci. Da. Mai ai ceva să-mi spui? Nu. Ceva, foarte multe să vă spun, dar... Zic, ce-ți vine? Ce vrea să, ce vrea să întrebe cineva la TV și nu te-a întrebat niciodată? Nimeni. Ce vrea să te întrebe un moderator de... N-aș vrea să mă întrebe cineva ceva ce n-a mai fost întrebată. Aș vrea să știu răspunsul. Da. Înțeles. Da, e veche în business. Nu vrea să intre în jocul nostru. Mulțumim tare mult. Anușca, on your level. Mulțumim, băieți. Vă mulțumim și dumneavoastră că aveți răbdare cu vorbele astea multe și întorsochiate de la Neața. După o scurtă pauză ne întoarcem să purtăm mai multe discuții. Așteptăm sarmalele reci după ceva timp la noi în emisiune, Mahala, Rai Banda și o grămadă de alte surprize. Stai cu noi!